Aș trece doar în revistă temele pe care le-am parcurs împreună în cele 20 de sesiuni care le-am avut lunile seara. Și ca să vedeți cum se îmbucă temele prin care am trecut, aveți înaintea voastră o imagine. Când moare Moise, care era și împărat, și profet, și preot în Israel, Dumnezeu îi spune să-l ia pe Iosua, să-l așeze sub porunca lui Eleazar. Cu alte cuvinte, conducerea în Israel se rupe în două. Pe de o parte, generalul Iosua trebuie să intre, să iasă, să scoată și să bage poporul la porunca lui Eleazar, marele preot. Cu alte cuvinte, avem cel puțin două centre de comandă sau de putere în Israel, în conducerea lui Israel. Preoția, într-un fel, și pe urmă ceea ce va deveni mai târziu împărăția. În momentul în care în locul lui Iosua vine Saul, împăratul, judecătorul care este Samuel devine primul profet. Și în felul acesta vor călători prin Israel împărăția și profeția până la căderea regatului și până când la ducerea în robie a lui Iuda. Dar Dumnezeu aduce profetul în paralel cu împăratul ca și un fel de element de control asupra împăratului, pentru că Dumnezeu dorea o teocrație sau o monarhie teocratică. Și de aceea el n-a renunțat la rolul de șef suprem, de putere, autoritate supremă în Israel. Și observați, am preoția pe de o parte, am profeția pe de altă parte și împărăția. Sunt trei linii care curg prin Israel. Dacă venim acum în Samuel, îl avem preoția, profeția și împărăția. Iar dacă aduc personaje alături de cele trei funcții, îl am pe Eli, marele preot, am pe Samuel, profetul, și Saul și David sunt împărații. Saul este, practic, ocupă toată cartea 1 Samuel, el apare pe scenă în capitolul 12, 16 când este uns de Dumnezeu, dar pe urmă regăsim pe el ca împărat în 2 Samuel. Deci avem trei linii importante în conducerea lui Israel. Cu alte cuvinte, după Moise n-a mai existat un cap singular, o conducere singulară în Israel, ci este o conducere colectivă. Elementul acesta este important de reținut, pentru că același principiu trebuie să-l cauți și în Noul Testament. Care este conducerea în Noul Testament? Noi, practic, nouă ne place să împingem în vârful piramidei un om ca să avem în cine da cu roșii, da? Sau cu ouă. Dar, în ultimă instanță, conducătorul singular al bisericii nu este un om, ci este capul bisericii, Domnul Iisus Hristos. Vom vedea un pic mai târziu. Dacă iau acum pe rând, doar ca să recapitulez temele prin care am trecut, de preoție se leagă jertfele și păcatul. Și în mod special am vorbit despre păcatul cu voia. Și dați-mi voie să iau, în primul rând, să amintesc preoția în Israel. Așa arăta preoția în Israel. Garantul întregului popor la marele preot. Marele preot îmbrăcat cu haine pentru cinste și podoabă, care reprezenta întregul popor înaintea lui Dumnezeu. În jurul lui erau preoții și leviții, care erau în slujba lui dați marelui preot, și marele preot avea responsabilitatea finală asupra tot ce se întâmpla în cortul întâlnirii și mai întâi în templu. Dar întregul popor al lui Israel era o preoție împărătească, un neam sfânt, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui și să devină o împărăție de preoți între celelalte popoare. Deci am marele preot, am preoția levitică și am preoția poporului. Și dacă mut în Noul Testament lucrul acesta și mă întreb ce s-a schimbat în preoție în Noul Testament, ar trebui să fac paralela dintre cele două testamente. În Vechiul Testament aveți ceea ce am discutat mai înainte. În Noul Testament, marele preot aronic este schimbat cu marele preot după rânduiala lui Melisedec, cu Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu preoția levitică? Toate sunt absorbite într-un fel în preoția marelui preot, a Domnului Iisus Hristos. Dar preoția poporului rămâne. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o
preoție, o seminție de preoți, da? Sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți lucrările minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci există o schimbare radicală în Noul Testament. Domnul Iisus este marele nostru preot și noi toți suntem în jurul lui. El este vița, noi suntem mlădițele. Nu există elemente intermediare între viță și mlădițe. Noi toți suntem altoiți în El. Și de aceea toată preoția levitică este absorbită într-un fel în Domnul Iisus Hristos, în marele nostru preot. Dar preotul era pus să aducă și jertfe lui Dumnezeu. Și dacă ne gândim la jertfele, așa cum le-am discutat pe îndelete, în primul rând a existat o jertfă în veșnicie. Cu alte cuvinte, înainte de întemeierea lumii, când Dumnezeu a întrebat pe cine să trimit, da, cine va merge pentru noi, un glas a răspuns, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Dar ce l-a scris în sulul cărții? În sulul cărții era scris faptul că Fiul lui Dumnezeu a acceptat să devină mielul lui Dumnezeu sau Hristosul lui Dumnezeu pregătit pentru junghiere în așteptarea împlinirii vremii. La împlinirea vremii, jertfa din veșnicie se materializează pe pământ și devine jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, în baza căruia suntem cu toții iertați. Dacă n-ar fi existat jertfa din veșnicie, vă întreb, ce sens ar fi avut jertfa din Eden? Atunci când Dumnezeu a spus omului, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit, omul, prin femeie, întinde mâna, dă și bărbatului ei, urmează căderea, dar înainte de expulzarea din Eden, Dumnezeu jertfește un animal, îi îmbracă în hainele rămase, în hainele de piele, și pe urmă scoate afară din prezența lui. Dar asta însemna să fi călcat propriul lui cuvânt. El a zis, în ziua în care vei mânca din fructul oprit, vei muri negreșit. Cum de iartă Dumnezeu? Nu iartă, îi înlocuiește în moarte și le oferă timp de pocăință, timp de a gândi lucrurile. Și probabil că atunci când Cain îl omoară pe Abel și îi se naște Set, Eva își vine în fire și Adam, pentru că realizează tragedia păcatului lor. Dar observați, în baza jertfei din veșnicii, în așteptarea jertfei Domnului Iisus Hristos, jertfa din Eden are valabilitate. Dacă n-ar exista această jertfă obiectivă, jertfele de aici, dragii mei, și ele sunt obiective în plan uman, n-ar avea nicio valoare. Dar la fel trebuie să așezăm și jertfele leviticale, da, sau jertfele levitice. Tot sistemul jertfelor se bazează pe jertfa din veșnicii, în așteptarea împlinirii acestei jertfe în Domnul Iisus Hristos. Acum, care era rolul jertfelor? Observați, așa cum în imaginea de aici aveți jertfa din veșnicii și împlinirea ei în istorie, așa, de pildă, în Israel, avem o jertfă necurmată de dimineață și o jertfă necurmată de seara. Tot sistemul jertfelor începea dimineață cu jertfa, cu un prim miel care era dus lui Dumnezeu ca jertfă și se încheia ziua jertfei cu al doilea miel. Observați, între cele două jertfe au valoare toate jertfele pe care israeliții le aduceau. Și ei aduceau două tipuri de jertfe. Jertfe de bunăvoie și jertfe obligatorii. Jertfele de bunăvoie sunt, 1, arderea de tot împreună cu darul de mâncare și jertfa de mulțumire. De ce-s de bunăvoie? Le puteai aduce sau puteai să nu le aduci. Erai liber să o faci. Și jertfele obligatorii trebuiau aduse, pentru că erau legate de păcat, de vinovăție. Înaintea lui Dumnezeu era jertfa de ispășire și jertfa pentru vină. Dar observați, jertfa necurmată nu era adusă de israelit, ci de marele preot. Cu alte cuvinte, exact ca și în imaginea precedentă, jertfa din veșnicie este jertfa marelui nostru preot, a Fiului lui Dumnezeu, și El a venit și s-a întrupat și pe urmă s-a lăsat răstignit în locul nostru. Dacă n-ar fi adus El jertfa, celelalte jertfe, n-ar fi avut un suport, n-ar fi avut nicio valoare. La fel era și în sistemul jertfelor leviticale. Jertfa decurmată dădea valoare jertfelor pe care israelitul le aducea. Cele două tipuri, jertfa de bunăvoie și jertfa obligatorie,
cu cele cinci categorii de jertfe pe care israelitul le aducea. Dar dacă Dumnezeu era mulțumit cu jertfa necurmată, întrebarea este care era rolul jertfelor aduse de israeliți? Erau pentru ei, nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu era mulțumit cu jertfa necurmată. Israelitul aducea jertfele să-și refocalizeze relația cu Dumnezeu. Și arderea de tot împreună cu darul de mâncare declarau aparțin lui Dumnezeu în întregime. Pentru că israelitul se transpunea în animalul pentru jertfă, când punea mâna pe animal și le jertfea, el era animalul pentru jertfă și el ardea tot înaintea Domnului. Și la urmă se punea un pumn de sare, un pumn de sare care era semnul legământului și prin asta israelitul declara: sunt al tău în întregime de bunăvoie și mulțumesc că m-ai primit în relație cu tine. Aparțin lui Dumnezeu în întregime. Jertfa de mulțumire depinde Dumnezeu în întregime. Orice ți se întâmpla bun, Dumnezeu merita toată mulțumirea. De El depinde Dumnezeu. Dar jertfele pentru păcat, jertfa de ispășire, jertfa pentru vină, veneau cu a treia declarație. Lui Dumnezeu îi dau socoteală pentru toate lucrurile. Și astea sunt coordonatele esențiale a relației omului cu Dumnezeu. Au rămas aceleași și în Noul Testament. Nu s-a schimbat absolut nimic, dragii mei. Doar că refocalizăm relația noastră altfel. Nu mai e nevoie de nicio jertfă, pentru că jertfa s-a adus odată pentru totdeauna, jertfa marelui preot. Dar coordonatele rămân. Aparțin lui Dumnezeu în întregime, depind de El și lui Dumnezeu îi dau socoteală pentru toate lucrurile. Interesant, în locul jertfelor avem jertfa buzelor noastre. Și jertfa buzelor noastre o aducem prin rugăciunea pe care ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Citiți cu mine cu voce tare. Tatăl meu care ești în ceruri, da? Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ce-am spus de fapt când am rostit rugăciunea? Observați, rugăciunea Tatăl nostru vine și adună tot sistemul jertfelor vechi testamentare. Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta, facă-se voia ta, aparțin lui Dumnezeu, sunt în slujba Lui. Da? Pâinea noastră cea de toate zilele depinde Dumnezeu. Da? Depinde Dumnezeu. Iar și ne iartă nouă păcatele noastre, lui Dumnezeu îi voi da socoteală, pentru că El este autoritatea, El este într-un fel creatorul meu. Observați, prin rugăciunea Tatăl nostru, dacă noi n-am repetat-o în mod mecanic, ci realmente am lăsat să ne pătrundă rugăciunea aceasta, ar trebui să se refocalizeze relația noastră cu Dumnezeu pe coordonatele ei, pe coordonatele ei cardinale. Dar oare e suficient să-mi aduc jertfa buzelor mele? Sau trebuie să adaug și jertfa trupului meu? N-am să citesc textul, am să-l citesc doar și voi îl știți. Când Pavel vine și pune Evanghelia lui Hristos în cuvinte în Evanghelia după Romani, partea aplicativă începe cu versetul 1, în care ne cere să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Dacă realmente focalizarea s-a întâmplat prin rugăciunea Tatăl nostru, viața mea se aliniază la ceea ce am rostit cu buzele mele. Și în felul acesta, jertfa buzelor cu jertfa trupului, jertfa vieții mele, practic îl mulțumește pe Dumnezeu. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, copiii Lui. Dar jertfele, spuneam că erau de două feluri. Jertfele obligatorii erau jertfe pentru păcat și vină, jertfa de ispășire. Și printre jertfele pe care se aduceau, la toate, absolut la toate se precizează, dacă cineva a păcătuit fără voie. Cu alte cuvinte, indiferent că e vorba de mare preot, de popor ca întreg sau de o căpetenie sau un om de rând, singura jertfă care îi aducea iertarea era o jertfă pentru păcatul fără voie.
Or, nimeni nu poate fura un bou fără voie sau din neștiință sau din nebăgare de seamă. Nu faci lucrul acesta. Nu e somnambul, ci altceva trebuie să însemne fără voie și cu voia. Și de aceea textul vine și spune că pentru păcatul cu voia nu există jertfă. Dumnezeu n-a precizat, n-a oferit în Levitic jertfă pentru păcatul pentru păcatul cu voia. Și atunci întrebarea este, ce-i păcatul cu voia? Noi am stat și am zăbovit câteva săptămâni pe tema aceasta. Vă aduc aminte de faptul că în Noul Testament avem câteva expresii. Dar în primul rând, de ce am vorbit despre lucrul acesta? Din pricina versetului 14 din capitolul 3. Mulțumesc, Titi. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Ce fel de nelegiuire sau fără de lege putea să existe în casa lui Eli ca Dumnezeu să zică îmi pare rău până aici? Și nu va fi ispășită nelegiuirea lui nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Cu alte cuvinte, exact ce se întâmplă cu Core, Datam și Abiran când Moise spune nu le ține în socoteală darul. Și ei sunt îngropați în nisipurile pustiei, dragii mei, împreună cu poporul răzvrătit. Din pricina acestui verset, am stat și am discutat problema jertfei necurmate. Spuneam că în Noul Testament există mai multe expresii sinonime, de pildă, amhula împotriva Duhului Sfânt, pentru care nu este iertare nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Este păcatul care duce la moarte. Dacă se vârșește cineva un păcat care duce la moarte, nu-ți zic să te rogi pentru el, pentru păcatul acela, da? Pentru că puțin mai sus, dacă este un păcat care nu duce la moarte, roagă-te și Dumnezeu îi va da viață. Dar dacă nu există iertare pentru un păcat care duce la moarte, sau luăm pentru un păcat cu voia, atunci nu există jertfă pentru... Cineva m-a întrebat la început, bine, dar nu zic să te rogi pentru păcatul acela, roagă-te pentru omul acela. Dacă el se pocăiește cât trăiește, mai este nădejde, pentru că Dumnezeu oferă iertare în schimbul pocăinței. Orice nelegiuire este păcat, este un păcat care nu duce la moarte, pentru că există soluție pentru asta. Doar când ai călcat în picioare soluția lui Dumnezeu în mod deliberat, pentru aia nu mai este iertare. Apoi este păcatul cu voia. L-aveți în Evrei capitolul 10. Sau am vorbit pe îndelete despre teologia păcatului cu voia, numer 14 până la 25. Eu nu insist acum pe aceste lucruri, este doar vă aduc aminte de lucrurile prin care am trecut. După ce am discutat de preoție, jertfe și păcat, ne-am mutat în dreptul profetului sau a profeției. Și, în primul rând, am văzut care este locul profetului în vechiul legământ sau în economia vechiului legământ. Cartea Exod este cartea pivotară a Scripturii. În capitolul 20, Dumnezeu le dă legea, dar 19 le spune, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Ei zic, da, Doamne, acceptăm condițiile, Dumnezeu le dă decalogul, legea, și încheie legământul în capitolul 24. Observați, relația cu Dumnezeu se încheie în spațiul legii, în spațiul ascultării de Dumnezeu. Dumnezeu adaugă cortul întâlnirii pentru călcările de lege. Imaginați-vă cum ar fi fost să nu existe posibilitatea rezolvării călcărilor de lege. Păcatul cu voia nu se definește în spațiul legii. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte, pentru că există soluție. Pentru ce nu este soluție? Pentru călcarea în picioare a soluției lui Dumnezeu, a cortului întâlnirii. Și ce e foarte interesant este că Dumnezeu, în dragostea Lui, care este încet la mânie, nici măcar cu asta nu încheie toată povestea relației cu omul sau cu poporul lui. Și de aceea vine și mai adaugă încă o măsură de har. Și ăsta este rolul profetului în economia legământului. Profetul este ultima strigare a lui Dumnezeu, ultima măsură de har. Observați, prima măsură a fost sângele mielului Pascal în răscumpărarea din robia egipteană. A doua măsură este sângele jertfei de ispășire și a mijlocirii marelui preot din cort. Dar dacă ai călcat în picioare și legea și cortul, Dumnezeu mai face un efort.
Și efortul lui este să te cheme înapoi în legământ până nu-i prea târziu. Și ăsta este rolul profetului. Observați, profetul este invitat în prezența lui Dumnezeu și vorbește numele lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Iar întrebarea este ce face când Domnul vorbește. În primul rând totul este gol și descoperit înaintea lui și de aceea profetul dovedește nelegiuirea. Și odată nelegiuirea dovedită, pedeapsa este inevitabilă. Ceea ce este ciudat în cărțile profetice este că în ciuda faptului că nelegiuirea este dovedită și ar trebui să urmeze pedeapsa, totuși cărțile profetice sunt presărate cu promisiuni ale binecuvântării, ale mântuirii, ale promisiunilor lui Dumnezeu. Și asta ridică o întrebare, pentru că apariția promisiunii când nelegiuirea este dovedită este un paradox. Cum poate un Dumnezeu drept să-mi ofere binecuvântarea în ciuda faptului că nelegiuirea mea este dovedită? Soluția este una singură, crucea Domnului Iisus Hristos, care fiind reprezentantul nostru, marele nostru preot, jertfa aceea din veșnicii, a preluat păcatele întregii omeniri și în felul acesta El a plătit păcatele noastre ca să ne lase în schimbul păcatelor noastre iertarea Lui, binecuvântarea Lui și primirea noastră în prezența Lui Dumnezeu. Enos spunea că nu sunt tată desăvârșit, niciunul dintre noi nu suntem, dar știu pe unul care este desăvârșit. Dragii mei, într-o bună zi, noi toți vom fi făcuți desăvârșiți. Știți cum? Vom fi îmbrăcați în haina neprihănirii Mirelui nostru ceresc. Și în felul acesta, în baza ceea ce El lucrează pentru noi, suntem primiți înaintea Tatălui. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Ade, Doamne, ziua aceea! Pentru că în prezența lui Dumnezeu n-avem ce căuta prin meritele noastre. Până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Ca o haină mânjită. Care să fie funcția profetului în Vechiul Testament? Am avut deja imaginea înaintea noastră. Observați când în locul lui Iosua vine împăratul, în momentul acela judecătorul devine profetul. Și de-a lungul întregului Vechi Testament, cele două linii continuă. Marele preot rămâne, da, marele preot rămâne. Dar la împărat, profetul putea intra oricând. Am văzut când Natan intră pe ușă și îi aduce verdictul asupra lui David, el avea dreptul să o facă. Profetul nu bătea la ușă. Profetul intra în sala tronului, pentru că era trimisul lui Dumnezeu, vorbea din partea lui Dumnezeu. De aceea, astăzi, dragii mei, nu te grăbi să zici așa vorbește Domnul. Tot ce putem noi spune este așa înțeleg Scriptura. Dar și măcar înțelegerea Scripturii trebuie verificată în comunitate. Da? Biserica este o comunitate hermeneutică. Niciunul nu avem monopolul înțelegerii Scripturii. Și de aceea ne adunăm la oaltă să păstrăm curat adevărul. Cel puțin așa ar trebui să se întâmple. Dar observați, când mă mut înspre Noul Testament, toate liniile din Vechiul Testament se adună în Domnul Iisus Hristos. El este marele preot, El este profetul și El este împăratul. Și toate acestea, întrebarea este, a dispărut profeția în Vechiul Testament? Nu, în primul rând, El este marele nostru profet, da? Trimisul lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, când mă întreb care e funcția profetică în Noul Testament, noi am discutat pe îndelete profeția în 1 Cronici, capitolul 12 la 14. Și Pavel definește profeția în 14 cu 3. Cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Spre zidire, sfătuire, mângâiere. Și de aceea în biserică, mai bine spun, 5 cuvinte înțelese decât 10.000 de cuvinte neînțelese, pentru ca biserica să capete zidire sufletească. Dar dacă există astfel de vorbiri în biserică, biserica în sine are o funcție profetică. Biserica are o funcție profetică. Țineți minte, noi am asemănat biserica într-un fel sau funcțiile ei majore cu un pom roditor. Rătăcinile, sfera învățării. Tulpina, crengile, frunzele, sfera pastoralei. Roadele, sfera evangelizării.
Dar pomul ca întreg are o funcție profetică în cetate și o funcție apostolică în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, când ne gândim la biserică ca întreg, biserica este chemată să fie o lumină în cetate. Să fie o lumină în cetate. Și asta ar trebui să se vadă din relațiile dintre noi, da? Din relațiile dintre noi. Dar, ori atunci când Domnul Iisus Hristos se roagă în Ioan capitolul 17, cu versetul 15, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi suntem împrăștiați prin lume, noi nu stăm tot timpul adunați la oaltă, ci fiecare suntem în familia noastră, pe strada noastră, suntem la locurile noastre de muncă, la școala noastră. Cu alte cuvinte, suntem ca sămânța aruncată pe ogorul lumii acesteia. Și de aceea, în ultima instanță, noi ca biserică suntem o lumină, dacă fiecare dintre noi este o lumină în cetate. O lumină în cetate. Observați diferența. Poate noi ar trebui să fim un reflector, pe când fiecare dintre noi este o lumânare în mijlocul întunericului. În defilde, în Efeseni, capitolul 5, versetele 8 la 13, Pavel spune: odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Erați întuneric. Dar s-a întâmplat ceva, sunteți o lumină în Domnul. Acum, poartă-te ca atare. Umblați, deci, ca niște copii ai lumii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cu alte cuvinte, dacă e să umblu ca un fiu al luminii, atunci trebuie să mă caracterizeze bunătatea, neprihănirea și adevărul. Și atunci când viața mea reflectă bunătate, neprihănire și adevăr, dar în momentul acela eu sunt o lumină. Și versetul 10 continuă: cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba încă mai degrabă osândițele, căci e o rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Este lumina. Sau Matei capitolul 5, versetul 16, vine și spune: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Notați, vă rog, intenționalitatea. Dacă ești lumină, ai fost întuneric, dar odinioară, dar acum ești lumină și umbli în lumină, trebuie să existe o intenționalitate, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Am vorbit despre preoție, jertfe, păcat, apoi despre profeție în Vechiul și Noul Testament. Și a treia temă mare pe care am parcurs-o împreună a fost împărăția. Ori împărăția o găsim în 1 și 2 Samuel. În 1 și 2 Samuel avem ridicarea și căderea monarhiei în Israel. Ridicarea, pentru că avem primul împărat, și căderea, l-avem pe ultimul împărat, pe Sedechia, monarhiei în Israel. Iar atunci când ne gândim la 1 Samuel, în 1 Samuel avem tranziția de la o teocrație la o monarhie teocratică. De la o teocrație în care Dumnezeu era judecătorul sau împăratul și el ridica judecător când era nevoie, toată cartea judecătorilor. Samuel este ultimul dintre ei și când ei cer împărat, zice: nu pe tine te leapădă, ci pe mine, ca să nu domnesc peste ei, dar Dumnezeu îl caută și îl unge într-un fel prin Samuel pe Saul și în felul acesta avem pe primul împărat în Israel. Și de aceea în 1 Samuel avem tranziția de la o teocrație la o monarhie teocratică. Priviți o clipă locul lui Samuel și rolul lui. Samuel este aici, avem cei trei împărați ai lui Israel, Saul, David și Solomon. După moartea lui Solomon, regatul se rupe în două, cu Samaria la nord și Ierusalimul la sud. Și pe urmă, într-un fel, Samuel, care este primul profet, inițiază toată perioada profetică.
cele 17 cărți profetice acopere anii 860-460 și îmbrățișează într-un fel punctele cruciale ale istoriei, cele vulnerabile, robia siriană și robia babiloniană, după care avem 70 de ani de robie și repatrierea și mai avem încă câțiva profeți, dacă care vin, Maleah este ultimul dintre ei. Dar Samuel este important din două motive. În primul rând, un sistem... el pornește un sistem educațional, școala prorocilor. Da. La Samuel întâlnim școala prorocilor și practic este un fel de alfabetizare a poporului lui Israel. David probabil a crescut la școala prorocilor, Saul, din câte bănuim sau spun alții, era analfabet într-un fel. Ori porunca clară din Deuteronom era ca lângă împărat să existe cartea legii, care el trebuia să o citească, să nu se ridice deasupra celor din poporul lui, să nu se abată de la căile Domnului. Și el pornește școala prorocilor. Samuel înțelege că lucrurile nu sunt coapte și de aceea se supără într-un fel. Și Dumnezeu îl liniștește. Dar mai face încă ceva Samuel, pentru care el este important într-un fel pentru toată perioada care urmează, perioada regatului. Pentru că el pune bazele unei monarhii constituționale. El scrie într-o carte toate drepturile împăratului. Și acelea rămân într-un fel pentru toată istoria regatului lui Israel. Saul este primul împărat. Din păcate, atunci când citești primul volum din Samuel, vezi drumul decăderii lui Saul, a înstrăinării inimii lui de Dumnezeu. El începe extraordinar, dragii mei. Și lecția pe care o învățăm din viața lui este că un început bun nu garantează un sfârșit bun. Cu alte cuvinte, câtă vreme trăiești, trebuie să fii în alertă, cu garda pusă, pentru că nici unul dintre noi nu este scutit de ispite și căderi. Și păcatul face trei lucruri. Te minte, te înfășoară și te împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeu cel viu. Și de aceea, când citești viața lui Saul, ai drumul decăderii, drumul înstrăinării inimii lui de Dumnezeu. Începe cu Dumnezeu, dragii mei, și termină în brațele celui rău, chemând morții și călcând propriile lui porunci primite de la Dumnezeu pe care a încercat să le instaureze în poporul lui. Dar Dumnezeu alege pe David și avem legământul davidic. Și legământul davidic vine după o ofertă pe care, sau o idee pe care David o are de a zidi o casă Domnului. Claudiu, nu știu dacă este pe aici, dar povestind cu el, Claudiu Câmpianu, a făcut o remarcă și mi-a rămas în minte remarca și m-am dus să o verific în Biblie. Dar în Deuteronom, capitolul 23, versetul 2, există o poruncă a Domnului. În versetul 1 este cel scopit și famenul. În versetul 2 este cel născut din curvie. Să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Oare dacă mă întorc înapoi în al zecelea neam, perioadă lungă, dacă mă gândesc la Iuda, Iuda care prin Tamar, nora lui, practic din curvie, naște pe Fares și pe fratele lui, pentru că sunt gemeni, și dacă încep să socotesc neamurile, David este al zecelea neam. Al zecelea neam. Ce nici chiar al zecelea neam să nu intre în casa Domnului. Și David zice, eu locuiesc într-un cort, Domnul, eu locuiesc într-o casă de cedru și de piatră, Dumnezeu locuiește într-un cort. Și Nathan îi spune, fă tot ce ai pe inimă, Domnul este cu tine. Da? Ori Dumnezeu îl trimite înapoi și spune lui David, nu el îmi va zidi o casă. Solomon este al 11-lea neam, da? Care zidește casa Domnului și care intră practic în prezența Domnului. Dar interesantă toată povestea, ce te gândești câte secole au trecut. Dumnezeu ține cont de lucrurile astea și nu le uită și lucrurile astea nu sunt neglijate și uitate de El? Nu, nu. Și foarte interesant, nu că Tamar n-a avut răscumpărare sau iertare din pricina asta. Când mă gândesc, mulți dintre ăștia se nasc din, de pildă, din curva Rahav. Da.
Boaz din curva de Ahav sau se naște din Rut, se naște urmașul sau Obed, care va fi bunicul lui David. Dar din pricina asta, Dumnezeu nu îngăduie lui David. El spune, mâinile sunt pline de sânge, pe lângă toată povestea asta care vine în genealogia lui, pe de o parte, pe de altă parte este și uciderea lui Urie și toate războaiele lui, dragii mei. Și Dumnezeu spune, nu tu, Solomon îmi va zidi o casă. Dacă mă gândesc acum la legământul davidic și adaug la 1-2 Samuel și 1-2 Cronici, observați, cronicile nu încep cu primul împărat, cum începe Samuel, ci cronicile încep cu Adam și se termină cu întoarcerea din robia babiloniană. Cu alte cuvinte, cartea 1 și 2 Cronici sunt cartea care încheie canonul ebraic. Ultima carte. Toate scrierile Vechiului Testament existau. Cronicarul stă și privește istoria, dragii mei, și el nu scrie o cronică în sensul unei cărți de istorie, ci analizează istoria din perspectiva planurilor pe care Dumnezeu le-a avut în inima lui încă din start. Și observați, cronicile încep cu Adam, trec prin legământul davidic și fiul lui, Solomon, șade pe scaunul de domnie al Domnului. Dar așa cum Adam și-a aruncat în aer dreptul de a domni, pentru că Dumnezeu l-a creat pe Adam ca împărat, ca coregent cu el, să stăpânească peste peștii mării, păsările cerului, peste vite, peste orice teritoriu care se mișcă pe pământ. Dar Adam, prin neascultarea lui, își vinde acest drept. Și pe urmă Dumnezeu ridică pe David, încheie cu el un legământ și în baza legământului davidic, în care unul din urmașii lui va ședea pe scaunul de domnie veșnic al lui Dumnezeu, da? În casa lui Dumnezeu, despre Solomon se spune că a șezut pe scaunul de domnie al Domnului. Din pricina neascultării lui, repetă păcatul lui Adam și prăvălește toată istoria, dragii mei. El este vinovat de această decădere, această vrie în care intră istoria, robia babiloniană. Cronicarul împrumută 4 versete din Ezra, decretul lui Cir și întoarcerea poporului din robie, ca și cum ar spune, nu, Dumnezeu nu s-a răzgândit, Dumnezeu își va duce mai departe planurile. Ori tema cărții 1 Cronici este cum va ședea omul, adică un descendent al lui Adam, pe scaunul de domnie al Domnului. Și există 4 sau 5 segmente în carte, în baza autorității cui, în baza puterii cui, în baza programului cui. Hai să vă aduc aminte puțin de lucruri. În baza autorității cui, Dumnezeu l-a omorât pe Saul, în primul rând, pentru că n-a ascultat de Domnul și, în al doilea rând, s-a dus să întrebe morții. Cu alte cuvinte, apărat la autoritatea satanică, în loc să el era împărat pe scaunul de domnie al Domnului, dar a apelat la o altă autoritate. Aici vrea să ducă chivotul la Ierusalim prin propriul lui efortul și idei și a crezut că filistenii au idei mai bune decât Dumnezeu în Levitic și Numeri și el face un carnou pentru chivot și Dumnezeu îl trăznește pe Uza și David se sperie când puterea lui Dumnezeu se manifestă. Aici încearcă să zidească un templu și spune, nu după programul tău, ci după programul meu se vor zidi lucrurile. Iar pe urmă, spre slava cui? După păcatul cu Batșeba, el merge și comite atrocități în Raba, dragii mei, și ia coroana împăratului și o pune pe cap. Îi spune Ioab, grăbește-te și vino, pentru că altfel toată slava va veni la mine. Și David merge și întinde oamenii și taie prin furci și prin grape, dragii mei, și bate joc de ce amoniți. Și Dumnezeu vine și îl mustră și ce spre slava cui va ședea omul? Nu, spre slava ta, David. Iar atunci când adună materialele pentru templu și se roagă, zice, Doamne, toate le primim de la Tine. Cu alte cuvinte, nu pe cheltuiala noastră, pe cheltuiala Ta. Deci în baza autorității, puterii, programului, spre slava și pe cheltuiala Domnului, va ședea omul pe scaunul de domnie. Acum, dacă vă uitați la Cartea Cronici
Și la acest început, nu? Cronicile sunt hop, 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 da? Este dus mai departe prin fiul lui David în nou legământ și Domnul Iisus Hristos vine și promite, zice, celui ce va birui voi da și așa de cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar David a păcătuit și am zăbovit la data trecută pe implicațiile păcatului lui David. Și aș vrea doar să citim textul pentru că te gândești, Doamne, de ce ești așa de dur cu el? De ce ești așa de dur cu el? Versetul 1 și pe urmă aș vrea să citim și versetele 9 la 11. Domnul a trimis pe Natan și la David și Natan a venit la el și i-a zis, pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Observați, Dumnezeu a dorit o monarhie teocratică. O monarhie teocratică, adică împăratul este sub autoritatea marelui împărat al lui Dumnezeu. Și atunci când citești 1-2 cronici, 1-2 împărați și încerci să vezi cum curge textul, dragii mei, conflictul este între cei doi împărați, între împăratul cu majuscule și împăratul cu minuscule sau împărații cu minuscule de-a lungul istoriei. Dar pentru ce ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul. Ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Wow! Pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta. Și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Tu ai lucrat pe ascuns, eu voi lucra pe față, spune Dumnezeu. Și Natan încheie, copilul care s-a născut va muri. Și întrebarea este, cum să justific lucrul de felul ăsta? Ce vină avea copilul acela? Da? Ce vină avea el? Cum să le justific? Uitați ce le spune Dumnezeu încă. În Exod. În Exod el dă decalogul. Și pe urmă vine vițelul cu aur și după vițelul de aur și după aceea Dumnezeu reînnoiește legământul cu ei și Moise zice, Doamne, vreau să văd fața ta. Cine ești, Doamne? Cum să te înțeleg? Și versetul 5, Dumnezeu coboară și sroștește numele înaintea lui Moise. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea și păcatul. Răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Observați, am o parte și o altă parte a numelui Domnului. Am partea pozitivă, dar, și vine contrastul, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Pedepsește fără de legea părinților în copiii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Oare să fie o decizie arbitrară a lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu care știe mai bine ca noi toți ce-i păcatul și care sunt efectele lui, el vine și ne spune doar de la lumină, la iveală, ceea ce este înscris în legile lui. Pedepsește fără de legile părinților în copii până al treilea și al patrulea neam. Ce șanse au copiii în cazul acesta? Dragii mei, oricare dintre copii poate rupe lanțul păcatului. Oricare poate rupe lanțul păcatului. Ultima planșă pe care o veți vedea este Saul și Ionatan. Spuneți-mi, e vreo diferență între cei doi? Uriașă! Cum se poate ca Ionatan să fie altceva decât tatăl lui? Și când citești Biblia, ai părinți buni, copii răi, părinți răi, copii buni. Cum se poate?
Pentru că Dumnezeu afirmă în mod direct, de pildă în Ezechiel, capitolul 31. În ultima instanță, cel care se întoarce la Dumnezeu, cu o inimă zdrobită, cu pocăință, dragii mei, este iertat. Și de aceea șansele există. Dar dacă nu rezolvi problema, există ceva care transmiți mai departe copiilor tăi. Și elementul acesta se duce mai departe până al treilea și al patrulea neam. Al treilea și al patrulea neam. Aș încheia recapitularea. Dacă există întrebări, m-aș opri pentru ca să luăm ultima noastră sesiune. În Samuel, 1 și 2 Samuel, avem și părinți și copii și am văzut implicațiile păcatului lui David asupra copilului care s-a născut, copilul va muri, s-a îmbolnăvit și moare, da? Șaptea zi el pleacă. Și atunci te întrebi cum stau lucrurile, de ce așa, sau care-i relația dintre părinți și copii în cartea 1 și 2 Samuel. Ai spus că David nu a avut permisiunea lui Dumnezeu din cauza că era până la 10-lea urmașa lui Fares, celui născut din curvie. Cum să înțelegem atunci, el a avut, îl vedem implicându-se în preoție, într-un fel, cu efodul, cu întrebatul Domnului și așa mai departe. Acum, există perioada asta de la judecător până la Solomon, la templu, care a reluat, într-un fel, ritualul cortului întâlnirii. În perioada asta vedem că cortul era dezmembrat, adică era doar un chivot care era localizat în casa unui preot, eventual, sau la filisteni, când nu făceau ce trebuie. Și atunci să înțelegem că legământul davidic a marcat o resetare a legământului mozaic, respectiv prin reinstaurarea acelor jertfe după tiparul din Exod și Levitic și așa mai departe. Pentru că vedem că de-abia cu Solomon se reia ritualul, chivotul este în Sfânta Sfintelor, accesul este interzis și așa mai departe. Deși, sigur, este și episodul cu Uza în care a pus mâna pe chivot și nu trebuia să pună și... Dar nu exista perdeaua aceea. Deci există o lipsă a perdelei, într-un fel, sau a Sfintei Sfintelor din perioada Pentateuhului până la Solomon. Așa e. De pildă, și Solomon urcă la Gabaon, sau ce la Gabaon, și acolo era un loc de închinare. Și când David aduce chivotul, vrea să-l aducă în cetatea lui David, lângă casa împăratului, îi face un cort. Și unul din marii preoți era sus la înălțimea Gabaonului, celălalt era jos. Și e adevărat, lucrurile au dezmembrate, dar n-am înțeles exact ce ai vrut să spui, Radu. Faptul că David, înainte de... David nu se dă permisiunea să facă templu, pentru că, după observația ta, era al 10-lea. Și atunci, această interdicție, vedem că totuși nu a avut-o înainte, respectiv în relația lui de preoție pe care o vedem că o practica, respectiv purta efodul, îl întreba pe Domnul, deci vedem că preia niște prerogative de mare preot în relația nu, cu Dumnezeu. Nu chiar, da? Nu chiar. Nu. Pentru că dacă te uiți, Abiatar, după ce preoții din Nob sunt uciși de Saul, Abiatar fuge și fuge cu efodul. Și el și atunci îl cheamă pe Abiatar și Abiatar aduce efodul, faptul că se îmbracă în efodul de in, în haină de in și pare un fel de intermediar între Moise și Hristos. Dar... sau mâncatul pâinilor care erau sfințite și spune negreșit vor fi sfințite, deci cumva îl vedem că are întrăzneală când vine cu soldații lui și la frământ și nimeni nu avea voie să mănânce din pâinile acelea care erau puse înainte. Nu știu, mi s-a părut interesantă observația și faptul că observația acolo, nici chiar al 10-lea neam, și el cade exact pe al 10-lea neam, nu va intra în adunarea Domnului sau nu va intra în casa Domnului.
Și atunci sugestia mea e că dacă David într-adevăr e taxat pentru treaba asta, probabil că legământul davidic, care urma să fie, cum să zic, dus mai departe de Solomon, marca o nouă etapă, într-un fel, prin faptul că apare templul după tot ritualul și tot ritualul cortului. Deci se reasamblează cortul, într-un fel, din dezmembrarea în care era în perioada asta tulbure din Israel. Așa este. Templul lui Solomon este prima realitate, prima clădire, dacă vrei, în care se adună lucrurile și se replică cortul, de data asta, într-o formă stabilă în Ierusalim. Adică vedem în perioada templului interdicții majore în a intra oricine și așa mai departe, deci trebuiau respecta niște reguli. Vedem și la cort același lucru, dar în perioada judecătorilor și perioada asta în care chivotul era hoinar, într-un fel, așa e. Nu se întâmplă lucrurile astea și atunci sigur că era strânsă legătură cu starea spirituală a poporului și probabil că era o consecință a faptului că poporul era idolatru. Și... Mai mult, când Solomon își termină templul și Duhul coboară, slava Domnului coboară peste templu și preoții trebuie să fugă afară din templu, abia acolo se replică ceea ce ai la sfârșitul cărții Exod, când slava Domnului coboară peste cortul întâlnirii și Dumnezeu sfințește casa, ca răspuns la rugăciunea lui Solomon, sfințește casa ca și pentru numele lui și el vine și se mută în ea, într-un fel. Rugăciunea lui Solomon primește un răspuns din partea Domnului cu condiția ascultării de Domnul. Dacă nu veți asculta, dacă veți merge după azi Dumnezeu, voi dărâma casa asta peste voi, oricât de înalt ar fi ea. Dar în mod evident, construirea templului și coborârea slavei Domnului marchează ceva. Și... Este o întrebare. Cum de modul de trăire Sfânta lui Samuel nu a influențat pe proprii lui fii? La cât de dedicat era Domnului, putea fi el un tată de lăsător? Da, este o întrebare care ne frământă pe fiecare dintre noi și nu știu dacă voi avea timp să răspund la ea, dar anticipez un pic, cel puțin, un posibil răspuns. Dacă te uiți prin Scriptură și am făcut deja afirmația, părinți buni au copii răi, părinți răi au copii buni. Și întrebarea este, cum se explică treaba asta? Când vorbesc despre... relația părinți-copii, prima întrebare pe care o pun este unde mi-aș dori copiii, în iad sau rai? Mi se pare stupidă, e o întrebare retorică, pentru că toată lumea, dacă există iad și rai, ar răspunde în mod evident, nu-i doresc în focul care arde, în care bogatul se chinuie pentru o picătură de apă să-l trimită Avram pe Lazar. Cine am dori copiii în rai, dar în nădejdea că ne putem influența copiii. De ce nădejdea? Pentru că noi putem programa. Libertatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o, o are și Samuel și eu cred că în creșterea lui Samuel, Eli, falimentarul, nu ne spune Biblia nimic despre asta, dar ca bunic într-un fel, cred că influența lui asupra lui Samuel a fost semnificativă, da. Ca și cum s-ar fi refulat într-un fel în copilul acesta care a fost înțărcat și a dus la templu și a crescut lângă chivotul Domnului pentru tot ce n-a reușit să facă cu fiii lui și resemnarea lui înaintea lui Dumnezeu vorbește și ea volume. Dar uitați-vă la Cain și Abel, hrăniți de aceeași mamă, au ascultat aceleași povești, amintiri din Eden, unuia cea altuia hois. Și atunci întrebarea este, ce se întâmplă? Niciunul dintre noi ne putem programa copiii, nici Samuel nu cred că a putut să o facă. Și atunci, la un moment dat, decizia copiilor rămâne decizia lor. Întrebarea este, pot face ceva pentru a mijloci într-un fel mântuirea copiilor mei? Cu siguranță, foarte multe.
Am întrebat de multe ori dacă noi ne creștem copiii sau ei ne cresc pe noi. Și probabil mai adevărat este ultima afirmație. Ei ne cresc pe noi, dragii mei. Fermentarea și zbaterea noastră de a-i aduce la Dumnezeu sau de a-i aduce la calea dreaptă. Dar hai să mergem mai departe la părinți copiii 1 și 2 Samuel. Uitați-vă la câțiva părinți, câțiva tați. În primul rând este Elcana, deși Ana este figura proeminentă cu rugăciunea Anei. Apoi este Eli, da? Este Eli și fiul lui. Pe urmă îl avem pe Saul și avem pe Samuel și pe urmă avem pe Saul și pe David. Și unii și alții sunt, toți ăștia sunt părinți și poți învăța de la ei câte ceva. Dacă m-aș gândi în primul rând la Matei capitolul, ce scrie acolo? La Numeri capitolul 6. Obiceiul și în biserica noastră este să ne aducem copiii la binecuvântare. Și îi aducem la binecuvântare, se spun câteva cuvinte, după care se rostește binecuvântarea aronică peste ei. Și hai să o citim cu toții. Domnul a vorbit lui Moise, prin Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le așa, să binecuvântați pe copiii lui Israel, să le ziceți. Și acum, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. De fapt, ce-i cer lui Dumnezeu? În ce constă binecuvântarea? În primul rând să te păzească, să se îndure de tine, să-ți dea pacea. Să te binecuvinteze păzindu-te, îndurându-se de tine și dându-ți pacea lui. Oare mi-ajung astea trei dacă le primesc de la Dumnezeu? Dar întrebarea este ce contează celelalte afirmații. Deci Domnul să te binecuvinteze, să facă să lumineze fața lui peste tine și să-ți dea pacea. Ce reprezintă binecuvântarea aronică? Aveți cortul întâlnirii, pentru că tot am vorbit despre el, și aveți altarul de aramă, aveți ligianul, cortul propriu-zis cu cele două încăperi, chivotul legământului și în sfânt avem altarul de aur, masa pentru punerea înainte și sfeșnicul. Și binecuvântarea aronică era imaginea pe care doar preoții o vedeau, pentru că alții n-aveau acces, apropo de ce spunea Radu, când s-a reconstituit și templul și era cortul, nimeni nu putea intra, nu se putea apropia de cortul întâlnirii. Preotul intra în sfânta, marele preot intra în sfânta sfintelor. Și la ceasul rugăciunii, în fiecare zi, el binecuvânta poporul adunat la rugăciune. Cu alte cuvinte, imaginea asta din cort era scoasă prin cuvintele binecuvântării și rostită peste copiii lui Israel. Pe masa pentru punerea înainte erau cele 12 pâini. Erau 12 pâini așezate pe masă, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel. Pe urmă, în descrierea sfeșnicului din cortul întâlnirii, am mai întâi sfeșnicul cu cele 7 brațe pe care s-așezau cele 7 candele. Sfeșnicul era turnat dintr-o bucată și pe sfeșnic se așezau candelele și textul precizează, candele trebuiau așezate în așa fel încât să arunce lumina în față, adică pe masa cu pâinile pentru punerea înainte, care reprezentau cele 12 seminții al lui Israel. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, se termină textul. Și asta noi îl citim, ne aducem copiii la 8 săptămâni și după care, Doamne ajută, își aduc ei copiii cândva. Și când te gândești la diferența dintre ce practicăm noi și ce practicau ei, ei rosteau binecuvântarea peste copiii lui Israel în fiecare zi. În fiecare zi. Toți cei veniți la ceasul rugăciunii îl vedeau pe preot ieșind afară. Gândiți-vă atunci când Zaharia este înăuntru să tămâieze și nu mai este din templu și tot poporul se întâmplă ce s-a întâmplat cu el de nu vine să rostească binecuvântarea. El are o întâlnire cu Îngerul Domnului și devine mut și iese afară și face semne pentru că nu mai poate vorbi. Și poporul a înțeles că a avut o întâlnire cu cineva, s-a întâmplat o minune în cortul întâlnirii. Dar ăsta era rolul binecuvântării aronice, să scoată afară din cortul întâlnirii imaginea pe care numai preotul o vedea.
și să o rostească pentru cei care veneau la această rugăciune. Dar acum, dacă binecuvântarea se rostea în fiecare zi peste poporul Israel, întrebarea este cum am putea permanentiza ceea ce facem aducându-ne copiii la... Când zici așa să pună numele meu peste copiii lui Israel, de câte ori, Doamne? Când să pun numele? N-ar trebui pus numele Domnului în fiecare zi peste ei, așa cum în fiecare zi se punea, se rostea binecuvântarea aronică peste copiii lui Israel. Și copiii lui Israel nu erau bebelușii care nu știau nici să audă, nici să vadă, da? Ci erau oamenii mari, erau copiii lui Israel, poporul lui Dumnezeu. Și atunci, într-un fel, peste întregul popor al lui Dumnezeu trebuia în fiecare zi pus numele. Cum se face lucrul acesta astăzi? Cum am putea permanentiza rostirea binecuvântării peste copiii noștri? Dați-mi voie să vă mut în Noul Testament. Și în Efeseni și în Coloseni avem o secțiune despre familie, despre părinți și copii. Și voi strecura personajele din 1 Samuel în discuția noastră ca să avem Noul și Vechiul Testament. Versetul 1 din 6 spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să ai zile multe pe pământ. Da? Să ai zile multe pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și în învățătura Domnului. Dacă întrebarea este cine trebuie să pună numele peste copiii lui Israel, Aron și fiii lui. Cine trebuie să pună numele peste copiii noștri? Preotul casei, care este părintele, tatăl casei, trebuie să pună numele peste copiii lui. Întrebarea este cum să o facă. Observați în textul din Efeseni și Coloseni, am o responsabilitate a copiilor și responsabilitatea a părinților. Dacă ar fi să mă întreb cu care din cele două să încep, în mod evident, cu responsabilitatea părinților, ei sunt cei maturi. Și atunci, ca preot în familia mea, eu sunt chemat să înțeleg lucrurile acestea și să le aplic. Să le pun numele lui Dumnezeu peste copiii mei. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Mânia este un păcat. A întărâta la mânie înseamnă a împinge pe copil la păcat. A deveni o pricină de păcătuire pentru copiii tăi. Textul spune, mai bine ți-ai lega o piatră de moară decât și te-ai arunca în mare, ai fi necat în mare. Și cuvintele sunt foarte grele, sunt rostite de Domnul Iisus Hristos însuși. Dacă citesc acum textul paralel din Coloseni, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Observați, doar nu întărâtați la mânie, nu deveniți o pricină de păcătuire, de cădere pentru copiii voștri, dar aici îmi spune că pot face ceva și acțiunile mele, întărâtarea la mânie sau întărâtarea copiilor mei, duce la pierderea nădejdii. Și dacă aș lua câteva traduceri ale textului, atunci în fiecare am o acțiune și un rezultat. O acțiune și un rezultat. De pildă, acțiunile. A întărâta, a amărâ și a exaspera. Da? Asta este, o pot face eu ca părinte. Pot întărâta, pot amărâ pe copiii mei și pot exaspera. Rezultatul? Își pierd nădejdea, își pierd inima, își pierd... Cad de oboseală. Poftim? Cad de oboseală. Și? Le frângem spiritul. Le frângem spiritul. Întrebarea mea este, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri să nu le frângeți spiritul. Dar întrebarea este, cum putem frânge spiritul copiilor noștri? Pe de o parte? Scoțând mereu în evidență greșelile lui, găsind mereu ceva de criticat, neîncurajându-l. Well, oameni ca mine, care văd partea goală a paharului, întotdeauna migrează spre ce lipsește. Da? Întotdeauna migrează spre ce lipsește. Oameni ca soția mea, care vede partea plină a paharului, întotdeauna migrează spre ce există. Și atunci Dumnezeu ne-a pus la oaltă doi oameni foarte diferiți, copiii noștri să aibă și una și alta. E nevoie și de una și alta. Dar, pe de o parte, atunci când găsesc mereu ceva de corectat, mereu ceva de...
nici aia nu-i bine, nici aia nu-i bine, știi? În felul acesta poți frânge spiritul copiilor. Dar pe de altă parte, dacă mă mut în dreptul celui care vede partea plină a paharului, da? Că ăsta este cel care vede partea goală a paharului. Partea plină a paharului, pe de altă parte, lăudându-l în mod gratuit și încurajând astfel în el mediocritatea și mândria, lăsându-l de capul lui. Este cealaltă față a monezii. Atunci când îl lauzi în mod gratuit, el e bine și așa. Și atunci încurajezi mediocritatea. Sau dacă îl lași de capul lui, nu-i bagi de vină, dar nici nu-l corectezi. Și în felul acesta, dragii mei, observați, între două palete se întâmplă creșterea copiilor noștri. Au nevoie și de una și de alta. Acum, în ambele cazuri se întâmplă ceva în structura fină a sufletului lui. Distrugem în textura delicată a sufletului lui dorința de a face, binele. În primul rând, nu-s bun la nimic, dar în al doilea rând, păi bine și așa, da? Și atunci, și într-un caz și în celălalt, tu ai distrus ceva în structura delicată a sufletului lui, dorința de a face binele. Și sunt între noi oameni și ca mine și ca nevastă mea, da? Cu alte cuvinte, și unii care văd tot timpul partea goală a paharului și atunci e greu să stai în prezența lor, și sunt alții care văd tot timpul partea plină a paharului și atunci e bine și așa. Și toți cei din jurul lui devin mediocri din picina asta. Am văzut ce nu trebuie să facem. Întrebarea este ce trebuie să facem. Și aici textul din Efeseni completează foarte frumos lucrurile. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Atunci când ai un contrast și nu înțelegi unul din termeni, probabil că elementul care ar trebui explicat este ce înseamnă să întărâți la mânie pe copiii tăi, că atunci ar trebui să alegi o piatră de moară de gât să fie aruncat în mare, înnecat în adâncul mării. Și celălalt aspect al contrastului îți explică primul termen care nu l-a înțeles, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Vă dau un alt exemplu. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Ce înseamnă asta? Cum mă îmbrac, ce mănânc, pe unde umblu, ce fac? Ce înseamnă chipul viacului acestuia? Ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Partea a doua a contrastului îmi explică prima parte. Chipul viacului acestuia este complet dezinteresat de voia lui Dumnezeu. Și dacă ai un cac cu voia lui Dumnezeu, după ei nu-i trebuie, da? Pentru că el nu e interesat de voia lui Dumnezeu. Și atunci chipul viacului, dragii mei, nu-l reduci la ce mănânci și cum te îmbraci, ci toate astea trag greu în cântar atunci când le pui în context. Dar voia lui Dumnezeu este esențială. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta. Și facă-se voia ta. Ori, ca să știu că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, asta înseamnă că s-a întâmplat ceva în mintea mea, a fost înnoită și nu mai sunt după chipul viacului acestuia, am fost transformat, smuls din lumea aceasta. Așa funcționează contrastele și de aia e foarte important. Cuvintele astea mici, ci, dar, sunt foarte importante pentru că ele creează contrastul dintre două părți și o parte se explică prin cealaltă. Dar, dacă aș merge un pas mai departe, aș pune trei întrebări. În primul rând, zice, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Mustrarea și învățătura pe care o dau copilului meu sunt ale Domnului sau sunt părerile mele? Sunt, într-un fel, obiceiurile în care am crescut, ritualurile în care ne-am obișnuit, ce zice lumea, ce zic oamenii, ce zic cei din biserică. Unul din lucrurile care ne-am frământat cu Nora este să nu punem pover pe copiii noștri. În sensul în care să simtă că dacă sunt copiii noștri, trebuie să se poarte într-un anumit fel. Cu siguranță că nu ne-a fost totuna cum se purtau, dar ne-am ferit să presăm lucrul acesta. De pildă, fiica mea era foarte supărată și se știe că e fata lui Beni fără Gău, pentru că simpla afirmație crea o presiune asupra ei și atunci se ferea de toate lucrurile astea. Dar prima întrebare este, mustrarea și învățătura sunt ale Domnului sau părerile fraților, obiceiurile în care am trăit, ritualurile în care am crescut? A doua întrebare,
Mustrarea și învățătura Domnului sunt operante în viața mea ca părinte. Pentru că nu poți predica apă și să bei vin. Nu se poate așa, ori, trebuie să alegi. Și atunci sunt ele operante în viața mea. Și a treia, cât de consecvent sunt ca părinte, ca preot în casa mea, cu a trăi în lumina mustrării și învățăturii Domnului, dar să le iau pe rând. Mustrarea și învățătura sunt ale Domnului. Să încep cu învățătura, pentru că dacă n-ai învățătură, mustrarea n-are niciun sens, nu-i așa? Învățătura Domnului. De pildă, cât de la îndemână îmi este mie ca părinte învățătura Domnului. Și aici este marea problemă a bărbaților zilelor noastre. Cu mâinile până în coate în deșertăciune, dragii mei, și nu mai au vreme de copii. Vin acasă, pică jos în fața televizorului și femeile sunt cele care scris copii. Acum, când mă gândesc la Solomon cu 1000 de neveste și nici nu știu câți prunci și cu David, cu nu știu câte neveste de la fiecare câte un copil, n-avea el timp de crescut copii. Probabil că mamele purtau povara asta. Dar când te uiți la efectele păcatelor părinții, tatălui a lui David, te îngrozește, se întâmplă între copiii lui. Și atunci întrebarea mea este, cât de la îndemână îmi este mie ca părinte învățătura Domnului? Trebuie să o am pe vârful limbii, da, pe vârful limbii. De pildă, în Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 la 9, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Da, acum asta îmi sună mie ca părinte, da? Să iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată, tot, adică nu cu jumătăți de măsură. Imaginează-ți când eu ca părinte am luat o astfel de decizie și mă țin de ea indiferent încotro bate vântul și pe unde merg șuvoaiele, dacă am curajul să merg, să not împotriva curentului, cu toată inima ta, tot sufletul tău, toată puterea ta, adică? Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Când vei fi acasă, ai Biblia la îndemână. Când ești plecat în călătorie, nu cred că o iei tot timpul cu tine. Afară de faptul că ai memorat-o și o ai și ți-ai umplut sufletul cuvântul Domnului și atunci poți vorbi despre ea când ești acasă, când ești plecat în călătorie, când te culci, când te scoli. Cu alte cuvinte, vezi viața prin prisma adevărurilor lui Dumnezeu, raportezi ce se întâmplă în jurul tău la standardul cuvântului lui Dumnezeu. Copiii tăi sunt aduși mereu la standardul care este în tine, în inima ta, poruncile acestea. Am spus istoria lui Ter Dorenbald, era unul din misionarii cu care am petrecut prin munți în anii comunismului, dragii mei, și avea 4 băieți. Când ai 4 băieți, ai o bombă atomică în casă. Și sigur că băieții fac năzbâtii, mai rup, sparg și îi chema pe toți 4 și aducea Biblia aceea mare de pe masă și lua fapta și deschidea Biblia și punea în lumina cuvântului Dumnezeu fapta și rezolvarea ei. Ei, imaginează-ți, ai răgazul când ești acasă să faci treaba asta, dar când ești plecat în călătorie, vezi lucruri, auzi lucruri, dacă poți să le aduci în lumina cuvântului, trebuie să-ți fie pe vârful limbii cuvântului Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Și atunci, una din problemele noastre, ale bărbaților, este întrebarea cu care am pornit la Dumnezeu, cât de la îndemână îmi este cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8. Să legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Cu alte cuvinte, am semnul fiarei, de aici ține, de aici merge semnul fiarei până în Apocalipsa, care este un semn pe frunte și pe mână, este un mod de gândire și un mod de trăire. Dar observați, a nu primi semnul fiarei sau a refuza semnul fiarei înseamnă a gândi altfel și a trăi altfel, a păzi poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Hristos, ne spune versetul 12 din capitolul 9, să-ți fie ca un semn de aducere aminte pe mâini și ca niște fruntari între ochi. Cu alte cuvinte, cuvântul, adevărul lui Dumnezeu trebuie să modeleze gândirea și trăirea. Da, dacă odinioară erați întuneric, acum sunteți lumină în Domnul,
Umblați deci ca niște copii ai luminii, cercetați ce este plăcut lui Dumnezeu. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Textul spune mai departe, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Cu alte cuvinte, observați întregul climat pe care îl creez pentru copiii mei este scăldat în cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum, dacă asta aș face eu ca tată, ca preot în casă pentru copiii mei, nu-i pot programa nici așa. Ei au libertatea să spună, nu se întoarcă spatele lui Dumnezeu și familiei și a tot ce au învățat în casă. Dar cel puțin ca părinte, mi-am împlinit datoria. Mi-am împlinit datoria pentru copiii mei. În Coloseni, capitolul 3, zice, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Păi ce înțelepciunea? Este capacitatea de a folosi cuvântul care locuiește în mine în momentele zilei, exact cum trebuie. Nu numai să memorez cuvântul lui Dumnezeu, ci să aplici cuvântul lui Dumnezeu la realitățile prin care copilul trece, tu treci. Cu alte cuvinte, să vezi, să privești realitatea din jur prin prisma adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și explicația vine în restul versetului. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări duhovnicești, dar cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Când cuvântul lui Dumnezeu locuiește în mine, din belșug și în toată înțelepciunea, observați imediat rezultatul este vorbesc prin el, gândesc prin el, învăț prin el și în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu își face lucrarea în mine și în cei din jurul meu. Atunci când Dumnezeu ne dă copii, noi suntem Dumnezei pentru el. Da. Când ei sunt mici, fac ce le spunem noi. Dacă vrei să-ți pregătești copilul pentru viață, trebuie încetişor să muți atenția de pe tine, pe Dumnezeu. No, cum faci treaba asta? Cum muți atenția de pe tine? Așa, eu zic, domnule, eu sunt tată și eu ești la mine în casă și faci lucrurile așa cum îți spun eu. Da? E pe tine toată povestea. Da, da, știi ce zice copilul? Abia aștept să împlinesc 18 ani, să plec. Și le trântești toate de pământ, se duce. Și atunci, unde ești tu? Și la cel mai ajută pe el prezența ta. Și atunci, cât de devreme în viață ar trebui să mut atenția pe Domnul de pe mine? Știți de ce? Pentru că va veni momentul în care el va rămâne cu Domnul și eu voi migra deoparte. Vine nunta și pleacă. Well? Dacă ești cinstit, un an de zile nu-i calci în casă. Nu-l trimiți nici în armată, decât dacă te cheamă și nu te duci cu mâinile goale. Dar în rest, îl las să-și facă propria lui, întrebarea este cu ce-o plecat din casă de la mine. De-aia spuneam, care sunt cei 6 pași esențiali în Romani pe care copilul meu trebuie să le știe înainte să plece din casa mea? Dar pe noi nu ne ocupă treaba asta. Noi avem ritualurile noastre, ținem predicuțe, ei pricep ce pricep, mai mult n-aud decât aud, că-s cu telefoanele în mână. Și atunci ne mirăm de tragedia care se întâmplă în familiile noastre. Uitați-vă la tinerii din biserică. Întrebarea este de ce? Așa se pune numele meu. Am crezut că dacă am avut la binecuvântare, am rezolvat povestea. Nu e adevărat. Binecuvântarea rostită în fiecare zi. Cum rostesc binecuvântarea în fiecare? Cum pun numele lui Dumnezeu? În felul acesta. Mutând, schimbând autoritatea mea cu autoritatea Domnului. Și pentru asta, pe vârful limbii mele, trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu în toată înțelepciunea, ca să pot să învăț pe copil pe limba lui, la momentul potrivit, pe înțelesul lui, adevărurile lui Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos când este ispitit în pustie. Este scris. Este scris. Este scris. Wow! Păi, întrebarea este, pe lângă vorbirea mea și părerile mele, nu e așa? Cuvântul lui Dumnezeu este nu doar viu și lucrător, ci și veșnic. Și de aceea, când îl aduc pe copil înaintea cuvântului lui Dumnezeu, când memorez cu el Scriptura, când citim împreună Scriptura, dragii mei, când analizez
frământările din viața lui în lumina adevărului lui Dumnezeu, îl comut de pe autoritatea mea, pe autoritatea Domnului, îl pregătesc pentru viață. În Proverbe sunt câteva texte extraordinare, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dar care e calea care trebuie să urmeze? Nu-i părerea mea, nici părerea societății, nici măcar părerea bisericii, dacă nu stă în cuvânt, ci părerea lui Dumnezeu. Și atunci lui David îi spune, pentru că ai disprețuit cuvântul meu, m-ai disprețuit pe mine, copiii te-ar vorbea după faptele tale. Și când te uiți la viața lui David, aproape tot restul din 2 Samuel, capitolul 12 încolo, e despre tragediile din viața lui, dragii mei. Tragediile din familia lui. Calea pe care trebuie să urmeze nu-s părerile mele, nici ale societății, dragii mei, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Sau un alt verset. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dacă l-ai ajutat să strângă în inima lui, dar strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar dacă n-are cuvântul, cum se, după ce se va îndrepta? După părerile prietenilor, a lumii în care trăim. Și atunci întrebarea este, când ne vom trezi să vedem ce-i de făcut? Da. Noi am delegat toată povestea asta pe școala duminicală, 40 de minute o dată pe săptămână. Hai să fim serioși. Dacă eu ca părinte nu mă aliniez să mă folosesc de toate mijloacele care Dumnezeu mi le pune la dispoziție, pentru că suntem într-o vreme alergată, în ultimă instanță ne-am abandonat rolul, rostul de părinte. Și atunci eu cred că mai întâi trebuie să-mi asum responsabilitatea, după care să întind o mână, după tot ce mi se oferă bun și de folos în direcția asta, care poate să fie orice, dragii mei, de la școala duminicală, la tabere, la orice. Și ca părinte ar trebui să fiu interesat de ce se face acolo, nu doar să scap de copilul meu. Pentru foarte mulți școala duminicală este un loc de parcare, da? Pentru copii, să stai liber și liniștit. Deci învățătura Domnului, dar dacă învățătura nu-i cuplată cu mustrarea Domnului, dragii mei, învățătura nu are niciun sens, pentru că inima omului e așa cum e, nespus de rea, da, mustrarea Domnului. Ei, aici l-aș aduce pe Eli, marele preot. Care a fost problema lui? Lipsa de fermitate. Să nu-l supăr, să nu-l pierd, da, pe copilul meu. Și atunci devin îngăduitor cu el. Ori mustrarea Domnului trebuie să aibă anumită fermitate. Uitați-vă la discuția dintre Dumnezeu și Eli, da, dintre Dumnezeu și Eli. În 1 Samuel, capitolul 2, versetul 22 la 25, când vine omul lui Dumnezeu și vorbește lui Eli din partea Domnului. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Imaginați-vă, era marele preot, dar era foarte bătrân. Și el locuia împreună cu copiii lui în cortul întâlnirii sau pe aproape. Când îl strigă Dumnezeu pe Samuel, Samuel fuge la Eli. Samuel era lângă chivot. Și copiii acolo își făceau slujba. Și cum de n-au auzit? Cum de au aflat că se culcau cu femei? Să trăiești în curvie lângă Domnul, să-ți bați joc de jertfele lui? Și părintele tău să afle lucrul acesta? Pentru că i-au spus alții tot ce ziceau ceilalți? Probabil că era și surd, nu numai orb, în versetul 23. El le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Hai să fim serioși. Aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Și tu care ești acolo cu ei și nu știi ce se întâmplă? Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Da. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Cu alte cuvinte, paharul lor este deja plin.
Și Dumnezeu zice, îmi pare rău, it's over. Da. Domnul voia să-i omoare. Dar observați, vine și spune, voi cinsti pe cel care mă cinstește și voi disprețui pe cel care mă disprețuiește, spune Domnul. Cu alte cuvinte, când ți-e rușine de copii și de dragul lor, nu le spui adevărul, direct, ferm, când nu împletești mustrarea cu învățătura, sau învățătura cu mustrarea, dragii mei, ceva se întâmplă. Noi toți suntem foarte atenți și n-am vrea să ne pierdem copiii, dragii mei, și totdeauna ne dăjduim pentru mai bine. Dar eu cred că copilul trebuie să audă din gura mea ce e bine și ce e rău în umblarea lui, nu din gura altora, din gura mea. Uitați-vă la ce spune Eclesiastul în capitolul 8, versetul 11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Wow! Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea împotriva faptelor rele, de aceea răul se mulțește, dragii mei, ca drojdia se mulțește. Și dacă mă mut în proverbe... Nu croța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Nu se poartă astăzi. Nu este... Lovindu-l cu nuiaua, ai scot sufletul din locuința morților. Adică e vorba de disciplinare. Și sunt modalități de disciplinare pe care și Dumnezeu ni le aplică, dragii mei. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, nu ca niște feciori de curvie. Cu alte cuvinte, ne pedepsește pentru binele nostru să ne facă părta sfințeniei lui. Sau versetul 15 din 22. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Nuiaua certării o va dezlipi de el. Sau versetul 15. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Prima întrebare, mustrarea și învățătura pe care le dau copilul meu sunt ale Domnului? Dar cum să fie ale lui dacă eu nu le-am adunat ca părinte, dacă nu mi-am umplut inima cu ele? Observați că pe la 3 ani copiii încep să ne pâzâie. Da de ce? Indiferent pe ce continent ești, aceeași poveste. Pentru că ei încearcă să descopere lumea din jurul lor. Și tu ești ocupat și aproape că le-ai întarce un dos de palmă. Mai taci din gură, dar de aia, știi? Ori, eu cred că dacă atunci n-ai timp pentru ei, întrebarea este, mai târziu n-o să aibă ei timp pentru tine. N-o să aibă ei timp pentru noi. Cât de la îndemână este mustrarea și învățătura Domnului pentru noi ca părinți, da? Cât de la îndemână? Sau... Cum stau cu disciplina studierii Scripturii? Ca să -mi fie la îndemână, de undeva trebuie să le adun. Strâng cuvântul tău în inima mea, eu ca părinte, în primul rând, ca să am pe vârful limbii, da? Cum stau cu disciplina studierii Scripturii? Oare de ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 4, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Cum adică cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă n-am o disciplină zilnică de citirea Scripturii, de memorarea Scripturii, întrebarea este, de unde o să știu să-i aduc pe copiii mei în lumina Scripturii? În proverbe, Psalmul 119, versetul 148, cât de adevărat este lucrul acesta pentru mine? O iau înaintea străjilor de noapte și ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Mă vede pe vreodată copilul pe mine în fața Scripturii, bucurându-mă de ce citesc? Well, I don't know. La asta trebuie să ne răspundem fiecare dintre noi. A doua întrebare. Mustrarea și învățătura Domnului, sunt ele operante în viața mea ca părinte? Operante în viața mea ca părinte? Avem probleme cu neascultarea copiilor noștri? Ce au văzut și ce continuă să vadă ei în viața mea. Da? În viața mea. Când Pavel
este trimis de Dumnezeu în misiunea lui, zice, pe el îl propovăduim noi și învățăm pe orice om, sfătuim pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșirea reclamă două acțiuni, dezbrăcarea omului vechi și îmbrăcarea omului nou. Văd copiii în viața mea truda de a dezbrăca omul vechi. Dar cum se vede lucrul acesta? Întrebarea mea este, mi-am cerut vreodată iertare de la copiii mei? Pentru că am ridicat vocea, pentru că am dat un dos de palmă, n-am avut vreme pentru el, pentru că am strigat la mama lor, pentru că am purtat urât cu ei. Da. În felul acesta, ei văd că eu însumi sunt în proces și mă frământ cu lucrurile astea, cu dezbrăcarea omului vechi. În Coloseni, capitolul 3, de aceea, sau dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. La ce discuții asistă copiii mei în casă? Ce discut cu nevastă mea toată ziua? Despre cum să-mi schimb mașina, cum să ne zugrăvim casa, ce să facem. Ori lucrurile de sus, nu știu dacă au de-a face cu toate astea, ce astea trebuie să făcute, dar celelalte nu trebuie să lăsate nefăcute. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu acum urmează versetul 4 și 5 și 6 la 10, când se va arăta Hristos viața voastră, de-o veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri și observați, celelalte erau interne, le știu doar eu și Dumnezeu, dar deja ele sunt în afară, este conduită. De aceea... Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Văd copiii mei această trudă de a dezbrăca omul vechi. Am curajul să stau de vorbă cu ei, să le spun frământările mele și zbaterile mele și pot să intru în legământ cu ei, să îi rog, mai ales când au început să crească și au devenit frații mei în Hristos, să le spun ori de câte ori vedeți lucrurile astea, uitați-vă la mine și îmi voi cere iertare. Da. Dar pe de altă parte, văd copiii mei și cealaltă față. Dorința mea de a mă îmbrăca cu omul cel nou, simt ei în viața mea dorința de a păși mai sus, da? Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, pace. Astea sunt lucrurile după care, astea sunt lucrurile de sus, da? Astea sunt lucrurile de sus, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, vrășmășia, mânia, sunt lucrurile de jos. Dar văd copiii mei povestea asta. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii străbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, la cel ce scropătează să nu se abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Dragii mei, cel ce scropătează sunt copiii. Eu mă redresez, ei nu mai știu să o facă. Da. Libertățile părinților au vicii la copii, spunea un prieten de-al meu plângând, cu familia praf. Da. Libertățile părinților au vicii la copii. Și atunci, în situația asta, Dumnezeu îmi cere mie ca părinte, croiți cără drepte cu picioarele voastre. Când te-ai însurat și ai copii, dragii mei, pune deoparte toate încercările aiurite, alea le-ai făcut până atunci, de dragul familiei tale, trage linie dreapte și cheamă familia pe urmele tale. Mustrarea și învățătura sunt ale Domnului sau părerile mele ale societății? Sunt eu consecvent sau disciplinat în ele și cât de consecvent sunt cu ele? Uitați-vă la Elcana. Ana strălucește prin cântarea ei și rugăciunea ei și cererea ei și hotărârea ei. Dar în spatele lui Ana
este un bărbat. Și eu cred că Elcana a știut să croiască cărare dreaptă cu picioarele lui, dragii mei, într-o lume strâmbă. Cu alte cuvinte, nu a fost facilitat de contextul în care trăia, ci putea fi împiedicat de contextul în care trăia. Dar câteva versete legate de Elcana. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo. Câți din Israel făceau treaba asta? Erau câțiva, da? Erau câțiva, dar în fiecare an se suia la Silo. De ce? Ca să dea din ale lui, să-și prade din bogățiile lui, să facă drumuri inutile pentru atâția alții. Dar el a luat o hotărâre în inima lui și nu numai că se suia în fiecare an la Silo, ci pleca cu toată familia lui. Uitați-vă la versetul 21. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Copiii n-au putut spune, noi nu venim, ne-am săturat de povestea asta. Nu. Ambele neveste, prunci, în fiecare an mergeau la Silo, da? Să-și aducă jertfa, juruința pe care a făcut-o Domnului, jertfa de peste an. Dar Ana nu s-a suit. Și a zis bărbatului ei, când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca. Numai? Împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiului ei până l-a înțărcat. Oare ce discuție a fost între ei? Când în sfârșit de la nevasta iubită ai primul copil și ea spune, da, îmi pare rău, bărbate, dar l-am juruit Domnului. Cineva făcea observație, zice, l-am dat Domnului și Eli spune, copilul care l-a împrumutat Domnului. Dar care e diferența dintre a-l da și a-l împrumuta? Păi dacă îl dai, n-aștepți nimic înapoi. Dar Eli spune, nu, Domnul n-are nevoie, dar Domnul, dacă l-a împrumutat, i-a dat 5 în locul acelui prunc, Anei, dragi, care era stearpă. Și atunci, când te gândești la ce anume a caracterizat viața lui Elcana în familia lui, ce anume... Rolul decisiv al lui Elcana. A făcut ca ceva să împrânteze întreaga familia lui. În primul rând... A făcut o juruință Domnului și s-a ținut de ea... An după an. Da? În al doilea rând... Și a legat întreaga familie, și a luat întreaga familie cu el. Cu alte cuvinte, a făcut o juruință Domnului și prin disciplina lui de a merge la Silo în fiecare an, de a duce jertfa hotărâtă pentru Domnul. Practic, i-a antrenat pe copiii lui cu el, întreaga lui familie și nevestele lui. Și atunci nici nu mă mir de inima Anei și de rugăciunea Anei. În al treilea rând... A luat act de juruința Anei și a respectat-o. De ce? Pentru că a socotit juruința Anei ca fiind onorantă pentru Dumnezeu, mai ales în contextul în care se aflau, când fiecare făcea ce voia, așa se termină cartea Judecători și așa începe cartea 1 Samuel și începe exact cu această frământare, pentru că amândoi discutau starea poporului. Am cântat cântarea despre îi voi tămădui țara. Păi voi tămădui țara dacă găsește Dumnezeu un om să stea în spărtură. Ori Ana și Elcana au rămas în spărtură și au stat în spărtură pentru Domnul. Dar mai mult, când fiecare făcea ce voia, Elcana a avut curajul să... Meargă împotriva curentului. Dar să meargă împotriva curentului. În fiecare an și-a luat copiii și familia și-a dus. Sunt în biserica noastră familii și mă bucur de ele, care... Poate alții râdem de ei, dar ei au zis, nu, pe aici e drumul nostru. Și te uiți acum la copiii lor și zici, wow, dar fi și copiii mei așa. Nu știu cum e. Am spus, nu ne putem programa copiii, dar cred că putem face ceva pentru ei și de la oameni pe care îi găsești pe paginile Scripturii, poți învăța multe, de pildă, cât de adevărat este pentru mine, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele după poruncile tale, mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Asta văd copiii mei în viața mea. Pocăința, redresare,
da, sunt un om neterminat încă, dar asta încerc să fac. Sau este 105 adevărat pentru mine din Psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legea, legile tale, cele drepte. Jur. Și văd copiii mei frământarea asta în viața mea. Observați, noi suntem Dumnezei pentru copiii noștri când sunt mici. Dacă nu te grăbești să schimbi autoritatea ta cu a Domnului, să-l aduci pe copilul tău sub autoritatea Domnului, cu cine va pleca din casa ta? Dacă pleacă cu Domnul, dragii mei, pe oriunde umblă, restul-i treaba Domnului și treaba Lui. Dar eu cred că, în ultimă instanță, vrem, nu vrem, noi trebuie să facem un pas deoparte și să ne lansăm copiii la apă. Dați-mi voie să închei cu responsabilitatea copiilor. Mai am câteva minute, am zis că vă las cu o jumătate de oră, mai repede am mințit. N-am spus adevărul. Ca și copii, cum facem față falimentelor părinților noștri? Ca și copii, cum facem față falimentelor părinților noștri? Oare falimentele părinților mei mă scutesc de poruncile din 6:1-3? Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință? Sau, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului? Coloseni. Uitați-vă, familia, copilul și părinții, în ultimă instanță, Domnul vorbește personal și unuia și altuia, și unii și alții răspund lui Dumnezeu. Și voi, părinților, nu întăretați la mânie pe copiii voștri, asta e treaba părinților, copiii ascultați în Domnul, e treaba lor. Cu alte cuvinte, ca și copil, supărat pe părinții mei, ce mă fac cu textul din capitolul 4, versetul 26? Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu pună soarele peste mânia voastră. Cel mai important lucru pe care îl pot ajuta pe copilul meu este să-și rezolve mâniile înainte de apusul soarelui. Dragii mei, pricini de a te mânia vor găsi la fiecare pas. Uitați-vă la societatea în care trăim. Răzvrătirea împotriva oricărei autorități. Dacă nu-i, cum îmi place mie, de mic, dragii mei, se trântește jos și dă din picioare. Cum îl învăț pe copilul meu să se culce, să doarmă în pace? Cum rezolv problema asta în viața lui? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Poate că unul din lucrurile pe care ar trebui să le învăț ca și copil, cu părinți falimentari și cu părinți neterminați, așa cum suntem fiecare dintre noi, o corectă raportare la mâniile mele. Dar de ce? Pentru că mânia merge împreună sau aduce după sine, e ca un vulcan, dragii mei. Ce aduce după sine? Mânia vine cu iuțimea, cu strigarea, cu clevetirea, cu răutatea. Manifestări ale chipului celui rău. Manifestări ale chipului celui rău. Și dați-mi voie să aduc un ultim exemplu din Samuel. Saul și Ionatan. E vreo diferență între ei? Uriașă. Singurul în Israel care avea puterea să-l confrunte pe tatăl lui. De ce? Care e diferența dintre unul și celălalt? Nu știu, dragii mei. Dar când mă uit la Ionatan și la contextul în care a crescut și a trăit, mă gândesc, oricare din copiii noștri, țineți minte că am pus o întrebare, care e șansa copiilor dacă Dumnezeu pedepsește păcatele părinților în copii, au o șansă uriașă să rupă lanțul. Să rupă lanțul. Să spune nu. Uitați-vă la Iosif. Rupe lanțul păcatelor generaționale din familia lui. Iosif, dragii mei, spune nu nevestei lui Potifar. Cu prețul a 15 ani de temniță. Dumnezeu era cu el ca să-l facă al doilea om după Faraon. Da. Ionatan.
Ionatan dă nădejde oricărei situații. Oricărei situații. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Spune Marius. Care era a treia întrebare? A treia întrebare era legată de consecvența în a trăi în lumina poruncilor lui Dumnezeu. Cât de consecvenți sunt? Au intrat și câteva întrebări. Prima, cum să mă împac cu părinții care mi-au greșit și refuză să recunoască, preferând să-și ascundă vina? Punându-i în mâna Domnului, cumpărându-le un buchet de flori, rându-i în brațe și cinstindu-i ca părinți. Iar dacă sunteți frați în Hristos, dragii mei, eu nu pot pocăi pe nimeni, nici pe tata, nici pe mama, nu pot pocăi pe nimeni. Dar pot, într-un fel, confrunta în dragoste pe oricine cu păcatul lui. Ori când un copil e supărat pe părinți că părinții au greșit, dragii mei, spuneți-mi un copil care nu e supărat pe părinții lui. Copiii mei au fost supărați pe mine până au crescut mari și au zis, așa o să fac și eu. La noi, la ora 10, nu era acasă, mă urcam în mașină și mergeam după ea, indiferent unde era. Da? Și era regulă în casa noastră și supărare foc pe mine, mai ales Andreea, când a crescut și are copii, zice, așa o să fac și eu. Well, Doamne ajută! Dar eu cred că eu îmi fac datoria, după care îl pun în mâna Domnului, ca Domnul să lucreze în inima, în inima părinților mei. În schimb, indiferent ce fel de părinți am, să cinstesc pe tatăl meu și pe mama mea o poruncă din partea Domnului și o fac de dragul Domnului. Ori să nu iert pe părinții mei, înseamnă că trag asupra mea toate blestemele rugăciunii Tatăl nostru. Și ne iartă pe noi, după cum și noi iertăm, da. Păi dacă am curajul să rostesc treaba asta, indiferent cine ce mi-a făcut, datoria mea este să îl confrunt în dragoste cu păcatul lui. Matei 18, dar în rest, inima mea trebuie să deschidă pușcăria, dragii mei, să dea drumul oamenilor din ea. Pentru că altfel mă nenorocesc singur. Este real blestemul păcatului generațional? Aproape că mine se spun, experimentează-l. Dar te gândești într-un fel la viața lui David, că de acolo venim. Zice, niciodată sabia nu se va îndepărta din casa ta. Și tot ce a spus Nathan a venit peste el. Și David, dragii mei, trebuie să poarte povara asta, pentru că el nu a mai putut desface nici uciderea lui Urie, nici necinstirea nevestei lui. Nu a putut desface. Interesant, pruncului moare, pruncului din curvie moare, dar Solomon este încredințat lui Nathan, Yedidia, da, cel iubit de Domnul. Și Dumnezeu îl ia pe Solomon și asta este incredibilă poveste, când îl ia pe pruncul născut din femeia aceea pe care a necinstit-o și a omorât bărbatul și face din el pe cel ce va ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Asta nu i-a garantat în sfârșit bun, se pocăiește ca la bătrânețe, cartea Eclesiastul. Dar în rest... Ce a însemnat fiilor lui Eli pedeapsa Domnul voia să-i omoare? Pedeapsa vremelnică pentru a nu fi judecați odată cu lumea sau despărțire definitivă de Dumnezeu în iad? Acum, dacă e adevărat versetul 14 care l-am citit, fără de legea lui și a casei lui nu se va șterge nici prin jertfă, nici prin daruri de mâncare. Atunci când eu mor cu păcatele pe mine, păcatul este toarta de care dracu mă prinde pentru că sunt a lui și mă duce în domeniile lui. Și atunci, toată teologia păcatului cu voia pe care ne-am dezbătut-o din Numeri, când mor cu păcatele pe tine, atunci problema este una veșnică. Și elementul ăsta mi se pare că îl comunică versetul 14 din capitolul 3, când Dumnezeu vorbește lui Eli prin Samuel și vine și dă verdictul. Și atunci
Eu cred că acolo e o problemă a veșniciei lor, pentru că pentru păcatul cu voia nu există iertare, nu există jertfă. Nici în veacul de acum, nici în veacul viitor. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Și elementul ăsta mi se pare extrem. Cu alte cuvinte, paharul păcatelor se umple, dragii mei. Și Dumnezeu este îndelung răbdător, dar nu este veșnic răbdător. Da. Este plin de îndurare și bunătate, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și atunci, întrebarea este, de unde știu eu când se umple paharul? Păi nu știu. Dar când păcatul își face lucrarea, observați, n-au vrut să asculte de Eli, de tatăl lor, pentru că Dumnezeu voia să-i omoare, păcatul îi împietrise deja. Și nici dacă ar fi aruncat Dumnezeu cu iertare după ei, nu le-ar mai fi trebuit. Și asta este felul în care păcatul lucrează în viața noastră. Păcatul mă minte, mă înfășoară și mă împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte de Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar vrea să mă ierte, dar nu mă mai interesează iertarea Lui. Nu mai vreau. Și dacă ar da cu ea după mine, nu mai trebuie. Și atunci când te gândești la împietrirea pe care o lucrează păcatul, atunci te îngrozim de, pe lângă implicațiile păcatului în generațiile care vin. Amin? Marius. De pe internet, da. Da. Mai sunt din sală. Este ultima chemare, pentru că luăm o pauză. Asta din pricina mea, pentru că mi-e calendarul meu plin, dar în rest urmează psalmii, după cum ați văzut, duminica trecută am vorbit despre, sau cu două duminici, de două luni, despre legământul davidic și psalmii regal mesianici. Din legământul davidic se nasc psalmi extraordinari. Sunt și noi vom discuta psalmi în context istoric dat, legat de evenimentele pe care le avem în 1-2 Samuel. Dar pe urmă sunt o altă serie de psalmi bazați, rândrădăcinați pe legământul, înrădăcinați în legământul davidic, psalmii regal mesianici. Îmi pare rău, dar sunt epuizate cărțile. Ultima am luat-o eu, psalmii regal mesianici, va trebui să le retipărim cândva. Și în toamnă vom relua 2 Samuel împreună cu copiii și copiii vor intra în 2 Samuel împreună cu noi.